Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi o mulțime de evenimente, unele importante și musai să fim atenți, altele niște idioțenii, dar musai să fim atenți. Adică vorbim prima dată de alea importante. Cel mai important eveniment global, întâlnirea dintre președintele Biden și oaspetele lui, președintele chinez Xi. Toată lumea are la dispoziție o grămadă de analize. Oare ce caută Xi acolo? Ce va face Biden? Ce va face China? Ce va face Statele Unite? Eu vă arăt o singură imagine. Da? Mare, 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 mare. Un avion. Dă-l full. Avionul ăsta cu care a venit tovarășul Xi la San Francisco este un avion american. Nu este un avion chinezesc. Mai mult decât atât. Dacă președintele chinez s-ar uita un pic mai bine la avionul ăsta care l-a dus în America, ar vedea că scrie mare, mare, mare Air China. Pentru că, ne place sau nu ne place, limba planetei astăzi este limba engleză. De ce engleza și nu chineza? Că până la urmă, Statele Unite au de 10 ori mai puțină populație sau de 5 ori mai puțină populație decât are China. De unde până unde? Să explicăm câteva lucruri. În primul rând, China nu exportă decât forță și intimidare. În timp ce Statele Unite, lumea liberă, o să-i spunem, Occidentul, exportă democrație, că nu-i perfectă democrația, că uneori ne enervează. Sigur, dar una este să te enerveze că ți s-au stricat comenzile pe volan, la Merțan sau la mai știu ce mașină, și alta e să te enerveze până la moarte, de exemplu, o pușcărie pe viață, că ai spus și tu un banc sau l-ai pus pe Facebook, da, despre un partid comunist din țara în care trăiești. Încearcă să faci mici chestii de genul ăsta în Coreea sau în China, că s-ar putea să nu mai vezi lumina soarelui. Adică, să înțelegem, eu am văzut pe rețele sociale o grămadă de anti-americani, anti-occidentali. Culmea, mulți dintre anti-occidentali ăștia trăiesc în Occident. Au plecat dintr-o Românie în care nu s-au descurcat. O Românie care a scăpat totuși de dictatură. Deci puteai să te faci inginer, puteai să te faci tâmplar, puteai să fii orice. Dom'le, n-am putut, dar nu eu sunt de vină că n-am învățat sau că n-am învățat în continuu. Nu, de vină sunt conducătorii și atunci m-au enervat. Și am plecat din țară. Unde? În Occident. Și ce fac eu în Occident? Păi dacă n-ai avut calificare în România, n-ai avut calificare nici în Occident. Și atunci înjuri și Occidentul așa cum ai înjurat pe toată lumea până atunci. Revenim la China. Există niște statistici, dincolo de statisticele alea foarte faine, în care îți arată că, vezi, Doamne, China este a doua forță economică a lumii, este fals. Și o să vă spun de ce. China este o mare fabrică a lumii, cea mai mare. Dar China are nevoie de cumpărători bogați. Da? Dacă vrea să-i cumpăr un telefon, va veni la mine prima dată, că eu am bani, că trăiesc în lumea democratică și democrația creează prosperitate. Degeaba se duce în Rusia, că ea n-au voie să facă pipi decât o dată pe săptămână în centrul orașului. Că, cine știe, costă vreun euro intrare. Înțelegi? Degeaba se duc în Asia, că sunt câteva țări, alea care sunt prospere, sunt racordate și ele la lumea civilizată. Cel mai mare partener al Chinei este Statele Unite. Dar China nu este cel mai mare partener al Statelor Unite. China este pe locul 3, după Canada și Mexic. Adică, vedeți, sunt niște diferențe pe care lumea nu le bagă în seamă. Și mai este o diferență. Și o să mergem încet încet și la alte. Știi câte premii Nobel are China? 4. Plus încă unul luat de un tibetan din, mă rog, pentru pace. Știi câte premii Nobel au, de exemplu, evrei? O țară mică, 9 milioane de locuitori, toată ziua în tensiune, cu tăță acolo ca să-i facă praf, risipiți prin lume, 127. Ca să înțelegeți ce înseamnă libertatea, educația, inovația, prosperitatea, democrația. Da? Asta ca să ne mai iasă din cap fumurile, că, domnule, păi am fost eu în China, sau a fost un prieten de-al meu, sau am văzut un film cu China, batea LED-uri chinezești, erau acolo, incredibil, băi, și am văzut că nu e chiar așa cum zic ăștia de la televizor. Sigur că ai văzut 2-3 orașe. Dar spunea un domn, de exemplu, că lucrează în UK, în Marea Britanie, și trebuia să facă un audit pentru o firmă colaboratoare, da, căreia i-a dat comenzi.
băi, faceți-mi ambalaje de asta, de asta, de asta, mă rog, ceva, ceva de înaltă calificare. Și au făcut audit, băi, să văd și eu, după 2 ani de zile, ce-i firma aia, pot să-i mai dau încă o comandă, pot să am încredere că merge mai departe, că se modernizează, își mai au niște utilaje noi. Și la auditul ăsta ce ai văzut? Într-un oraș, atenție, Zoazu, da? Acolo din zona aia liberă, economică, cu zgârie nori, cu o grămadă de LED-uri chinezești, mașini pe stradă, toată lumea are impresia că e fai de mine ce bine acolo. Ori salariul mediu al unui muncitor cu înaltă calificare era, pentru atenție, 60 de ore de muncă pe săptămână, 6 zile pe săptămână, asta înseamnă 10 ore pe zi de luni până sâmbătă, $360. Adică e undeva la 1500 de lei. 1700, nu habar n-am. Da? Ăla era salariul mediu pentru un om supercalificat. Dintr-o fabrică, o fabrică, și nu se putea plânge fabrica aia că n-are comenzi din Occident. Mergea bine. Da? Sigur, vezi în Beijing, acolo sunt o grămadă de funcționari de partid și de stat, etc. Și vin ăștia, domnule, salariul mediu a depășit $1000. Evident, e cam București. Că Bucureștiul, ci care are cel mai mare, da, PIB, sau dacă ia din toată țara toate firmele mari, are cele mai mari salarii medii, pentru că toată directorimea este în București, toate ministerele sunt în București, numai 200 de secretari de stat să-i pui acolo cu salariile și s-o ridica nivelul, da? Adică toate regiile astea care țin de București din teritoriul plin de directori și companii de stat sunt arondate acolo. La fel este la Paris. Stați liniștiți, nu este o chestiune care ține de numai de România, de China, de regimurile comuniste. La Paris, unde sunt în jur de 18% din populația Franței și PIB-ul, zic ei, undeva la 22%. Bun, bun. Așa că, în locul lui și, m-aș uita un pic în spate, oare cu ce avion am venit, oare de ce avionul ăsta american, cam vechiuț, oare de ce scrie Air China și nu Jiangling-Jiangong, da, pe limba lor? Pentru că lumea liberă este lumea care creează repere în planetă. Da, pe planetă. Celelalte sunt repere militare sau de ambiții care pot duce la conflicte. Vezi Rusia, care și ea este o mare putere, dar o mare putere prin seriile pe care le face. E ca un bătăuș de la pe care lași dracului să meargă înaintea ta cu mașina, că e dus cu capul, ok? Sau China, care e bătăușul ăla care deja nu-ți mai dă câte un pumn, dar se împinge un pic în tine și când se împinge, spargi vitrina unui, da, soft power, unui magazin. Mergem mai departe, vă povesteam despre acele filmulețe pe care eu le-am văzut și după care n-am mai dormit vreo 2 zile. Ei bine, acum, în sfârșit, izraelienii fac ceea ce trebuiau să facă de mult. Le arată lumii. E adevărat, nu le pun pe televizor, nici n-ai avea voie să le dai. Sunt niște filmulețe, eu n-am mai dobit 2 zile decât așa e purește aiurea. La 3 dimineața mă duceam să-mi fac o cafea, să trag un Heidegger, ok? Sau un Platon, că era mai gros. Și să stau să-mi citesc presa, pentru că n-ai somn. Sunt niște filmulețe îngrozitoare. Dar le arată acum și la ONU, ca să-și bage tântălăie amințile în cap, le-au arătat și deputaților francezi și deputații francezi s-au îngrozit. Da? Sunt niște filmulețe, da, luate de pe telefoanele teroriștilor prinși și de pe camerele de lua vederi pe care ei le țineau acolo ca să se laude, exact cum se lăuda Rapandula ăla care a omorât 10 evrei și a dat telefon la Măsa și la Taxu. Mă, tată, pentru asta m-ați făcut, să omor 10 evrei. Fiule, îmi pare rău că nu sunt cu tine, sunt mândru. Țar mătă dracu, da? Cei care au văzut acest video nu vor mai putea dormi liniștiți pentru o lungă perioadă de timp. Exact ca mine. Nu vrei să vezi cât poate coborî nemernicia creierului uman când vrea să fie nemernic. Nu poți să închipui. Nu o să vezi niciodată un animal făcându-i așa ceva unui alt animal. Eu primesc de la o vreme, și îmi pare bine că primesc chestiunile astea, chiar dacă unele nu le pot da pe televizor, da? Filmulețe în timp real din Israel. Adică văd ce s-a întâmplat acolo. Și atenție, nu sunt filmulețe de propagandă. Sunt luate de pe tot felul de aparate de înregistrare, că-i telefon, că-i camere de la vedere, că-i GoPro, ale teroriștilor din Hamas. Sunt prinși,
de IDF, de Armata de Apărare a Israelului, confiscate telefoanele, luate și puse pur și simplu în fața unora ca să înțeleagă perfect fenomenul. Pentru că iarăși ajung la rețele sociale, domnule, las că nu e chiar așa, că și Israelul, cu auzi el nu știu unde, că și Israelul a făcut nu știu ce. Sigur că face. Arată-mi o țară pe pământul ăsta care n-ar fi făcut ce a făcut Israelul după o invazie a teroriștilor. Oricare, ce vrei tu? Păi dacă făceau chestia asta teroriștii în China, pe China nici nu mai discuta ce să ducem ventilatoare și oxigen și medicamente în spitalul din Gaza, ăia dădea o bombă acolo și murea toată lumea. Rusia, amintiți-vă de teatrul ăla, am uitat cum îi zice, da? Când rușii au zis, nu putem omorî teroriștii ăia de ceceni, că-s acolo ostaticii, îi omorâm pe toți. Și omorâm pe toți. Adică despre ce vorbim? Da? Doar că Facebook-ul, Instagram-ul, TikTok-ul, toate astea au devenit și o platformă pe care proștii se pot înscrie și mai pot avea proștii sentimentul ăla de satisfacție intelectuală. Da? Dom'le, le-am zis-o. Păi nu că m-am înscria unul aici, un tântălău. Da? Ce, domnule, acum, bine că n-ai, dar vorbeam de Ucraina. Ce, parcă văd, ai dat ăia 2% armate ucrainiene, dar așa cu un fel de dispreț de la. Și mă gândeam, dacă la ăstea ar veni niște ruși în casă, să-i prindă nevasta, da? Și copiii, și să le facă, Doamne ferește, bat în lemn, cât o fi de prost omul, bat în lemn, da? Să le facă ce le-au făcut ucrainenilor. Oare ce ar mai zice? Știi că șmecherașii ăștia curajoși de Facebook, de tastatură, care vin să spună că știu ei geopolitică, nu papagalii ăștia, cum e chelul ăsta, adică eu, de la Cluj, da? Și chel, eu și ochelarist, aragaz cu patru ochi și tot felul de șmecherii. Bun, bun. Mergem mai departe, mergem la tâmpiț. Ca să fii tâmpit pe deplin, trebuie să ai o condiție esențială. Trebuie să fii în conducerea Rusiei. Tâmpiții de Kremlin, cum e varza albă, sau futurile de varză, sau cum îs morunii de Dunăre. No, așa sunt tâmpiții de Kremlin. Tâmpiții Rusiei, da, au niște declarații halucinante. Vine un dobitoc, culmea, profesor de economie la Universitatea din Moscova, studiază America, ca să vezi, este și politician, e un aliat ăsta, declarații halucinante, nu aș bombarda Polonia, mai degrabă i-aș lovi pe români. Zice Dobitocu. Și la televiziunea de stat a Rusiei, nu pe Facebook, nu și-o pierdut libidou, nu i-o dat nevasta cu tigaia în cap, Dobitocu atâta știe. Domnule, zice, n-aș bombarda Polonia chiar acum. Încă n-am negociat cu ei, în schimb i-aș lovi pe români, dar știți de ce? Au devenit tot mai aroganți. E clar că românii au început să fie aroganți. Așa că i-aș pune pe români în locul lor, al polonezilor. Gaza e bombardată în prezent, spre deosebire de Gaza aș lovi cu atenție câteva baze militare românești, prin care sunt trimise ajutoare militare, muniție și toate celelalte. Estafiev îl cheamă, da? Un polifici. Un puțopalmist. Un șmecheraș a ajuns, culmea, pe lângă Putin și ăștia sunt mai periculoși. Eșaloanele 3-4 sunt mai periculoase decât eșaloanele 2-3. Eșaloanele 2-3 deja au capacitatea de a simți frica și își cântăresc fiecare cuvânt. Eșaloanele 3-4 din partidul ăsta lui Putin vor să acceadă în eșaloanele superioare și atunci își permit orice fel de excese. Care e rezultatul? Rezultatul e că pui o emoție publică și din emoția asta publică faci un fel de certitudine a victoriei. Ăștia care sunt vai mama lor. Pentru că să vorbești tu de America, de România, de NATO, tu rusul care n-ai avut până în 1960 hârtie igienică, atunci au făcut prima fabrică, până atunci au băgat în arme, că atâta știu, înțelegi? Să vii să vorbești despre lumea civilizată. Bă, tată, dacă nu erau Statele Unite, dacă nu era Europa, păi voi erați, astăzi vorbeați cu Egipten zid, da? Pentru că după ce au început al doilea război mondial, sovieticii, rușii, da, Kremlinul, braț la braț cu Hitler, și Hitler s-a întors împotriva lor cu operațiunea Barbarossa,
ei săraci, v-am spus, cu Coceanu, fără hârtie igienică. N-aveau nici șliți la pantaloni. Adică trebuie să le dea americanii tot, de la șoșoni până la obiele, până la ciorapi, da? De la tancuri până la jeepuri, camioane, tot ce vrei tu. Le-a dat mâncare ca să reziste. Sigur că pe Stalin nu l-a interesat și a trimis la moarte. Muriți, bă, muriți, muriți, muriți. Le-a mai dat și niște vodcă să aibă să se drogălească și atunci au murit. Și după aia, tot ei vin cu coada pe sus să spună de Marea Victorie. Marea Victorie nu este a voastră, bă, niciodată n-ați avut o Mare Victorie. Dacă nu erau americanii să vă ajute, Hitler avea o idee. Asta nu înseamnă că îl celebrez pe dobitoc, pe Hitler. Și Hitler și Stalin, niște dobitoci globali. Ok? Avea o idee, în locul Moscovei să facă un lac de acumulare. Ăsta era visul lui. Da? Germania trebuia să fie un fel de capital al lumii, un nou oraș. Da? Germania trebuia să se numească. Da? Și la Moscova un mare lac de acumulare. Acolo, pe Volga, frumos. Asta erați acum, niște vaporașe. Făceați și voi scânteia acolo sau vă punea ăla să faceți focul din două bețe. Atâta pot. Atâta pot ăștia. Da? Este un aliat. Cere atacarea României. Îl vedeți aici, la Rosia 1. Da? Pe X a postat-o. Adică trebuie să luăm seama de ăștia. Trebuie să luăm seama la ăștia pentru că sunt extrem de periculoși. Nu prin poziția lor, că asta e treaba frică. Da? Prin faptul că pun pur și simplu o anumită radicalizare pe care da, ăia din eșaloanele 2-3 se simt obligați la un moment dat să o accepte. Da, dacă vine o lebădă neagră, mare, dobitocii ăia de la Kremlin sunt în stare să vorbească mai mult și mai mult despre o asemenea porcărie. Da? Dar bine, ziceți Gubec, apropo de Occident și de asta. Foarte mulți iubesc Kremlinul sovietic doar fiindcă sunt incapabili să contribuie la ceea ce este Occidentul astăzi. Când nu știa rezolva ecuații, spui că sunt inutile. Da, corect. Adică, așa, ca rusul. Nu, sau ca să fim în semantica potrivită, adică ca rusul. N-a spus virgulă în mod evident, este o cacofonie asumată, da? Aproape cultural. Pentru că despre ruși e foarte greu să vorbești aducând în discuție reperele lumii occidentale. Bun? Bun. O să mergem să povestim și de ce trebuie susținute Ucraina și Israel. Aici este o discuție mai lungă. Probabil o să fie o pauză de publicitate între chestiile astea. Teroriștii și inclusiv statul terorist rus au preluat ideologia nazistă. Și este cu subiect și predicat. Da? Ce-au vrut naziștii? Să șteargă de pe fața pământului un popor, o cultură. Vorbim de evrei. Ce vor ăștia de la Kremlin? Să șteargă, da, o cultură și un popor. Limba ucraineană nu este o limbă și Ucraina nu este o țară. Ăsta este Medvedev, care la un moment dat, da, a fost și premier și președinte, trecea dreptul moderat, până probabil i s-a făcut foarte frică de Putin și atunci, cotcodac, cotcodac, mie îmi vine să fiu rus. Înțelegi? Cotcodăcește și el ca un idiot. Ce înseamnă chestiunea asta? Și culmea, bă, prinde. Și prinde la o grămadă de oameni din estul Europei, care n-au pus mâna pe carte. Și dacă au pus mâna pe carte, erau litere mici, enervante, se tot mișcau ca niște pureci. Bun? În primul rând, limba ucraineană nu este limba rusă. Și o să vă explic. 38% din lexicul ucrainean este diferit de limba rusă. O să spună unii, a, păi numai atâta, clar că e limba rusă. Ok, vă mai dau o cifră. 39% este diferit lexicul francez de cel portughez. Hopa! Adică asta ar însemna ca Franța sau Portugalia să se bată fiecare pentru distrugerea celeilalte. Vă mai dau o cifră. 33%, mai puțin decât la ucraineni, da? Este diferit lexicul spaniol de la italian. Asta ar însemna, în concepția Kremlinului, concepția idiotă a Kremlinului, ca Spania și Italia să lupte fiecare pentru dispariția ăleilalte de pe hartă. Mai mult decât atât. Pentru că știi, eu am făcut facultate de citit. Și ai mei, eu cred că nu mi-ajută la nimic. Ce faci, bă, cu citeala ta? O să vă spun ce fac. Ia că mi-ajută. Înțelegi? Ucraineana este mai apropiată de slovacă, de poloneză și de cehă
decât de rusă. Rusa este mai apropiată de bulgară. Dar de ce? Pentru că rusa și bulgara au luat o grămadă de cuvinte din germană, din franceză. Asta a fost istoria. Prima dată prin Rusia și după pe filiere rusească au luat și bulgarii. În timp ce ucrainenii s-au autoconservat. Nu este vorba de izolarea aia pe care și-o impus-o Japonia câteva secole, vreo 3 secole la rând, ci un fel de autoconservare lingvistică. Adică, pentru ei limba ucraineană a fost fără mari împrumuturi, s-a formatat, da, în interiorul literaturii de secol 18 și secol 19. Exact cum am fi noi astăzi, fără importurile din engleză sau franceză, fără prea multe. Uite, de exemplu, cuvântul cernoziom, că toată lumea laudă, vai, România, grânarea Europei, domnule, pământ ca al nostru. Cernoziom vine din ucraineană. Cernui, negru. Pământ, negru. Ok? Ok. Asta nu trebuie uitate niciodată. Pentru că exact ce face Rusia astăzi cu Ucraina, să șteargă de pe pământ identitatea ucraineană, vor o mulțime de țări din Orient, inclusiv teroriștii de la Gaza, da? Să aruncăm în mare Israelul, să nu mai există Israel. Și aici deja vom avea o discuție mult, mult, mult mai lungă. O să am un mesaj destul de lung după publicitate, da? Pentru că va trebui să explicăm. Nu poți veni în secolul 21 să te prefaci că n-ai înțeles nimic din secolul 20, din Holocaust. Doar Hitler a mai vrut să șteargă identitatea unui popor, identitatea unei culturi, vorbind despre evrei. Exact ce face Hitler, ca să vezi cum se pupă ăștia cu ideologia nazistă, vrea să facă Putin, da? Și vor să facă teroriștii din Hamas plus câteva țări. Da, pune acolo Iranul primul pe listă. Adică vorbim despre o reminescență a ideologiei naziste, chiar dacă nu se numește ideologie nazistă. Și, din păcate, lucrurile astea încep să creeze tot felul de efecte de val. Da, bătăi de fluture, aripi de fluture. Vezi că pușcă în Gaza și te gândești brusc ce va face Iranul. Dar Iranul, în același timp, un mare, mare exportator de petrol. În același timp, petrolul are reverberații în toată economia mondială. În același timp, toată economia mondială este interconectată. În același timp, da, totul se poate transforma, sigur, aș merge pe probabilitate mică, într-un butoi cu benzină în care un dobitoc ia un chibrit și îl face ca americani așa și îl aruncă aprins în butoi. Asta înseamnă nazismul. N-are nicio diferență față de comunism. Hitler nu este niciun pic diferit de Putin și invers. Hamasul nu este niciun pic diferit față de SS și tot felul de alți nemernici ai istoriei. Publicitate și revenim. Exact ce povesteam, știi, există un fel de anecdotă de asta, o imagine a anecdotei, știi? Unde e al cincilea porc? O să vezi imediat. E o ecuație foarte simplă să înțeleagă toți oamenii, inclusiv copiii. O să vedeți, ia uite aici, pune-l mare, da? Uite patru porci. Ia uite patru porci. Căutați-l pe al cincilea. Da? Ca să înțelegeți, da? De ce se porcește lumea și de ce sunt o grămadă de tâmpiți care încă mai cred că dreptul la diferență trebuie ras, tuns, frezat. Ăsta este nazismul, da? Ăsta este rusismul, ăsta este hamasismul și islamismul și toate ismele astea care transformă o idee într-o ideologie. Și o idee de obicei care vine ca o bâtă pe spatele nostru. Da? Am primit un mesaj foarte, foarte bun de la Norbert. O să dau drumul la mesaj acum. Se știe de mult că Mein Kampf este bestseller în lumea musulmană. În Turcia a fost pe locul 3 în topul celor mai vândute cărți. Și o să vă arăt o imagine, găsiți și pe YouTube. Băiatul ăsta e în fața unui magazin, unei librării, care se numește Hitler 2. Da? E foarte fericit că se numește Hitler, da? Și îi place pentru că aici întâlnește foarte multe persoane antisemite, anti-evrei. Da? Ca să înțelegeți în ce lume trăim. Da?
Deci, pentru că a fost cel mai mare antisemit, de-aia îi place. Noi suntem obișnuiți cu lumea civilizată, cu Occidentul. Noi suntem obișnuiți că dacă vedem un om de ăsta pe stradă, zicem, domnule, ai ideile tale, eventual ne trecem pe partea alaltă. Ei nu sunt obișnuiți așa. Ei sunt obișnuiți că dacă ne văd noi pe noi pe stradă și vorbim aici doar de extremiști, nu vorbim de comunitate, ca să fie foarte clar și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Nu este vorba de discriminarea unei comunități, ci este vorba despre oameni de la marginea comunităților care au ales extremele și extremele sunt de obicei violente. Bun? Unul ca ăsta nu va trece pe partea altă. Unul ca ăsta îți va sări în gât. Pentru că ești diferit. Pentru că tu nu crezi ce crede el. Sunt o mulțime de idioți în lume. Din păcate, mulți, mulți, mulți veniți în lumea civilizată. Să ceară pământ și apă. Dă și mie. Da? Să nu mai zic francezul ăla de salut romain, da? Că e vorba de salut oriental, dacă vrei să o luăm așa. Și tot timpul își pun problema întâietății. Pentru că toți extremiștii ăștia, dacă au observat, din toată lumea, inclusiv de la noi, pun întotdeauna problema întâietății. Cine a fost primul? De ce am drepturi istorice acolo? Care a fost Dumnezeu care mi-a zis sau Allahul care mi-a zis că eu trebuie să stau acolo? Când, de fapt, lucrurile sunt foarte simple. Trebuie să te duci un pic la domnul istoric și să întrebi o chestie. Dragă domnule istoric, zici și mie, dacă moscheea e clădită acum 1330 de ani și zidul ăsta al plângerii evreiesc e clădit acum 2978 de ani, care a fost primul? Da? Era să zic în Ardeal. Da? Vorbim despre cine, care a ocupat pământul cui? 1350 de ani are moscheea, 2978 de ani are zidul plângerii. Asta ca să liniștim un pic pe șmecherașii care vin să spună da, dar, există dardariștii. Dardariștii sunt cei mai periculoși în lumea civilizată. Pentru că întotdeauna își păstrează un fel de drept imbecil la îndoială. Și în fața factualului. În fața elementului concret. Îi arăți, acesta este un pahar. Da, dar... Și de acolo începe o dezbatere din care nu câștigă nimeni și de multe ori se termină cu violență dacă dardariștii ăștia au și o anumită ideologie. De extremă. Vorbim de extreme, nu vorbim de ideologiile masticabile în lumea modernă. Zic și eu masticabil că mă gândesc la o gumă de mestecat care e făcută și din cauciuc și din balegă, având în vedere că toate astea se cam. Acum aș vrea mult să ai să vă citesc un mesaj lung, foarte lung, dar este extrem de edificator. Și ce vedeți pe ecran acolo, dacă arabii ar depune azi armele, n-ar mai exista violență. Dacă evreii ar depune azi armele, n-ar mai exista Israel. Ca să înțelegeți. George Serafim reia un mesaj al unui domn, să-l vedeți la final, și cum sună. Recent, liderul suprem al Iranului, marele Ayatollah Khamenei, a cerut lumii musulmane să boicoteze tot ceea ce provine de la poporul evreu. Și începem. Ca răspuns, farmacistul Meyer Treigman, din bunătatea inimii sale, s-a oferit să-i sprijine în boicotul lor, după cum urmează. Un musulman care suferă de sifilis n-ar trebui să fie vindecat cu salvarsan, care a fost descoperit de un evreu, Dr. Enrich. El n-ar trebui nici măcar să încerce musulmanul ăsta să afle dacă are sifilis. Pentru că testul Wasserman este descoperirea unui alt evreu. Dacă un musulman bănuiește că are gonoree, nu trebuie să se diagnosticheze pentru că va folosi metoda unui evreu numit Neisser. Un musulman care suferă de o boală de inimă nu trebuie să folosească digitalina, o descoperire a evreului Ludwig Traube. Ha, mama mia! Dacă ascultă musulmanii pe prostul ăla din Iran, pe Ayatollah, da? Ăia o să moară pe capete. Ayatollah înseamnă trimisul lui Dumnezeu. Ayat, da? Trimis. Allah e ăla cu crăcitele. Bun. Un musulman care suferă de o boală de inimă, da? Traube. Dacă suferă de durere de dinți, nu trebuie să folosească novocaină. Asta e o descoperire a evreilor Vidal și Veil. Dacă un musulman suferă de diabet, el nu trebuie să folosească insulina, rezultatul cercetărilor evreului Haoleo Minkowski. Cei care suferă de dureri de cap trebuie să evite piramidon și antipirin, care au fost dezvoltate de evrei Spiro și Elege.
Musulmanii care suferă de crampe trebuie să le suporte, pentru că un evreu, Oscar Leibrich, a fost cel care a sugerat folosirea hidratului de cloral. De asemenea, arabii trebuie să se împace cu suferința lor psihologică, deoarece Freud, părintele psihanalize, tot evreu a fost. Dacă un copil musulman se îmbolnăvește de difterie, trebuie să lipsească de reacția stic, inventată de evrei ca berastic. Musulmanii trebuie să fie pregătiți să moară în număr mare și nu trebuie să permită tratamentul pentru leziunea ale urechii și creierului, opera evreului Robert Barham, laureat al Nobelului. Ei ar trebui să continue să moară de poliomielită sau să rămână invalizi, deoarece descoperitorul vaccinului împotriva poliomielitei, hai de mine, iar un evreu, Johann Salk. Musulmanii trebuie să refuze să folosească streptomicina și să continue să moară de tuberculoză, pentru că un evreu, Salman Waksman, a inventat leacul miraculos pentru această boală mortală. Medicii musulmani, tovarăși, trebuie să respingă toate descoperirile și îmbunătățirile dermatologului Judas Zech Benedict, ale specialistului în plămân Frankfurt și ale multor alți oameni de știință și experți medicali evrei de renume mondial. Pe scurt, musulmanii buni și loiali ar trebui să rămână în mod corespunzător afectați de sifilis, gonoree, bol de inimă, dureri de cap, febră tifoidă, diabet, boli mentale, convulsii de poliomielită și tuberculoză și să fie mândri să se supună boicotului islamic cerut de Khamenei. Oh, și apropo, nu folosiți telefonul mobil ca să chemați un medic, deoarece telefonul mobil a fost inventat în Israel de un inginer incredibil, evreu. Între timp întreb, ce contribuție medicală au adus musulmanii în lume? Au adus, acum spun eu, fac o paranteză, acum 1000 de ani, da? Când se poate spune că din cele 180 de instrumente chirurgicale de acum 20 de ani, da? Undeva la jumătate au fost, gândite de musulmanii de acum 1000 de ani, care a fost o mare civilizație, să nu înțelegeți că acum trebuie aruncat o negură pentru peste toată istoria musulmanilor. Și oricum nu trebuie aruncată o negură pentru peste musulmanii de astăzi. Vorbim despre o reacție foarte, foarte bine documentată la prostiile spuse de șmecherașul ăla Khamenei din Iran. Da. Pe scurt, ok, mergem mai departe. Populația islamică din lume este de aproximativ 1.200.000.000 de persoane. Ceea ce înseamnă 20% din populația lumii. Aceștia au primit următoarele premii Nobel. În literatură, 98, în pace, o grămadă din pace de aia pe care i-o tot făcut praf și pulbere, în economie 0, în fizică 0, medicină 2. În total, ăștia 1.200.000.000 au luat 7 premii Nobel. Mai departe. Populația evrească din lume este de aproximativ 14.000.000 de persoane, adică 0,02 din populația lumii. Și acum începem cu următoarele premii Nobel. N-are sens să vi le tăcitesc, de la Ilias Canetti până la Bello, până la Bergson, până la Pasternak, până la... Da, risipiți în lume, Kissinger, Elie Wiesel al nostru, Itzhak Rabin, Shimon Peres, dă-i să meargă. Dă-i să meargă, că-s multe. Și tot dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și iară dă-i. Da, să mai citească oameni, sigur că da. Premii Nobel de la 14.000.000 de oameni risipiți în lume, și atenție, nu doar că risipiți în lume, dar și cu șuturi. Da? Medicină, dă-i să meargă. Din 1908, abonament. La literatură, abonament. La știință, abonament. Premiul Nobel pentru evrei. Da? Și mai mergem. Și mai mergem. Da? În total, evreii, 129 de premii Nobel. Evreii nu promovează spălarea creierului copiilor în tabere de pregătire militară, unde sunt învățați cum să se arunce în aer și să provoace moartea evreilor și altor musulmani, nemusulmani. Evreii nu deturnează avioane, nu ucid atlezi la jocurile olimpice și nu se aruncă în aer în restaurante germane. Da? Nu știu dacă mai este. Poate că musulmanii din lume ar trebui să se gândească să investească mai mult
în educație normală și mai puțin în a da vina pe evrei pentru toate problemele lor. Musulmanii trebuie să se întrebe ce pot face ei pentru umanitate înainte de a cere ca umanitatea să-i respecte pe ei. Indiferent ce părere aveți despre criza dintre Israel și palestinieni și vecinii arabi, chiar dacă sunteți de părere că vina aparține mai mult Israelului, următoarele două fraze spun totul. Dacă arabii depun armele astăzi, nu mai există violență. Dacă evreii depun armele astăzi, nu mai există Israel. De la Vic Gabriel este textul, da? Un domn extrem, extrem de documentat și mie mi-a făcut o mare plăcere să citesc toate chestiile astea. Și, ca să mergem și mai departe, da? Vă spuneam că Israelul este singura țară democratică din acel Orient. Și 129 de premii Nobel. Și o spuneți, hai domnule, că și alții o lua, da? Păi rușii au luat 22 de premii Nobel. China au luat 4. Să știți că Danemarca are vreo 20. Și mică. Da? Finlanda cred că are cât China premii Nobel. Adică vorbim despre ce? Vorbim pur și simplu despre faptul că există o parte a lumii care urăște cealaltă parte a lumii doar pentru că asta, a doua parte a lumii, este mai educată și mai prosperă. Dar nu-și pun problema niciodată. Oare de ce la grădiniță îmi învăț copilul, acolo, în multe state musulmane, da? Cum să gândească visul lui cel mare, adică să devină martir. Nu medic, nu tâmplar, nu inginer, nu cercetător, martir. Nu scriitor, nu filozof. Bun? Ați văzut acea înregistrare incredibilă, pe mine mă dat pe spate, la televiziunea iraniană, o mamă gravidă, cu copila ei de 4 ani, și moderatoarea, cip-cirip, și-a crăcită pe acolo, prin paradis, venită de acolo, o întreabă, dragă, și ce vrei tu să te faci când vrei mare? Oh, mă fac martir, spune copila de 4-5 ani. Da? Și știi, frățiorul tău în burta mamei, oh, da, am un vis pentru el. Și el și tata să se facă martir, dar frățiorul meu ăla nenăscutul când crește mare. Tu dai seama cu ce crește un copil încăpățână? Adică vorbim despre... N-ai cum să cobor, nu există, în limba română cel puțin, nu există atâta zmoală ca să pui pe semantica asta socială care se dezvoltă, atenție, în unele zone. Da? Asta nu înseamnă că dintr-un milion, 1.200.000 de milioane de musulmani sunt toți așa, sau că marea majoritate sunt așa, nu. Există extremele care dau întotdeauna niște repere foarte urâte, care dau breaking news-urile. Că nu o să fie niciodată un breaking news, din păcate, la televizor, despre prietenul meu, medicul palestinian din Paris. Niciodată. Pentru că ăla e medic, salvează vieți în fiecare zi, merge la serviciu, merge în concediu, adoră să meargă prin tot felul de țări, de asta, Estonia, de exemplu, Polonia, da? A fost în Belgia, a bătut-o la pas, în Olanda, fascinat de toate chestiile alea. Adică, un om ca și mine, ca și tine. Nu o să fie niciodată un breaking news despre el. O să fie despre alții. O să fie despre alții care nu se pricep să evolueze. Pentru ei, Darwin, e un ceva. Cum e pentru mine, să văd ce șosete am. Am șosete bune. Ceva în genul ăsta. Pentru ei, Darwin, e mai puțin decât șoseta mea. Șoseta mea încă nu-i ruptă. El l-a rupt în două. Da? Și este o fotografie foarte, foarte, foarte sugestivă. O să o vedeți aici. În 1910, ăsta a urlat dă-i să meargă moartea evreilor. Se inventa mașina. În 1960, același dobitoc, dă-i cu moartea evreilor, dă-i. Avionul. Da? În 2020, dă-i să meargă, ăștia ajungeau pe lună și ăsta tot cu mai muțăreala lui identitară, cu porcăria lui, pe care nimeni nu o poate scoate din cap, din păcate. Da? Și culmea, în loc să existe un program prin care, băi, stai un pic, te ajut. Eu am înțeles, tu acolo în fâșia Gaza, ca să ajungem la Gaza, tu acolo treci din ajutoare. Ok, mă, ține o bucată de pită, mai ține o bucată de pită. Dar trebuie să ai și obligații, bă. Nu poți să-ți dau o bucată de pită și tu să-mi dai în cap. Că până la urmă zic, bă, decât să-mi plângă mama, mai bine să-mi plângă măta. Înțelegi? Ce ești, Gaza? No, gazist să fii. No, stai acolo și mănâncă-ți unghiile sau mănâncă niște vară. Să-ți mă faci măcar să ai niște balonări de alea mai certificate public. Și urât mirositoare, în mod evident. Da? Adică nu poți tot timpul să-i ajuți. Că o să-i spui, bă, te ajut, cu condiția să. X, Y, Z. Nu trebuie să-mi dai nimic înapoi. Nu trebuie să faci eforturi sau să renunți la pasiunile tale sau la identitatea ta sau la cultura ta.
Dar băiatule, partea aia de violență, din ce crezi tu că ar putea fi cultura ta și nu este, o dai la o parte. Că dacă nu, du-te și mănâncă de dărâmăturile. Da, ai văzut nebunia aia, e urât să vorbesc, o mamă care cerea, nu știu, 10 sau 15 dolari, echivalent în dolari, pentru copil de un an. Și îl ține așa. Pentru că la ei, ok, dar să vând copilul nu-i mare lucru, trebuie să mănânc. Da? Și îl ținea așa și mergea fraiera prin piață să-și vândă copilul. Nu știu dacă se întâmpla în Gaza sau în Afganistan sau în Pakistan. Nu vreau să vorbesc cu păcat. Dar chestiunea asta nu este nicio cultură. Înțelegi? Chestiunile astea au existat odată pe vremuri când eram toți duși cu capul, că vrea toată lumea să aibă 5 sclavi în loc de 3 și dacă se poate 10 și până la urmă am văzut că de fapt nimeni nu merită în lumea asta să aibă un destin de sclav. Da? Și sunt ceilalți care vin cumva îmbătați de mirajul, că pot să mănânce de 3 ori pe zi sau poate de 2 ori. Am văzut aici o filmare, niște ardeleni din ai noștri prin Paris, n-o dă-i cu sonor. Aici, la Paris aici. Paris, nu vezi? Unde suntem aici? În Paris, nu? În Paris suntem. Sunt frumos la Paris. Deci asta este zona de intrare de la Sacré-Cœur, acolo pe deal, catedrala aia mare, faină. Cobori pe partea altă de la Montparnasse, o rămâne în stânga și tu cobori. Și ajungi în Saint-Denis. Și acolo este perifericul. Periferic. Adică șoseaua aia care înconjură, Parisul, ca să nu mai intri pe tot felul de chestii, l-ai înconjurat și te-ai dus. Da? E un fel de centură, să zicem. Numai că e suspendată. Înțelegi? Sub podul ăla, acolo, în față la Marché Opius, la piața Pule, la flomartul lor, dar la piața de vechituri antichități, cum vrei să-i zici, se adună o grămadă de din ăștia, care nu pricep nimic. Și atenție, nu sunt ajutați de ăia care trec pe lângă ei. Sunt ajutați tot de municipalitatea aia pariziană, care vine și zice, bă, noi suntem o țară, cum să zic, noi suntem o țară civilizată, noi suntem o națiune culturală, noi suntem Franța. Da? Nu putem să vă lăsăm să putreziți aici. Să vedem ce nevoie aveți. Da? Și stau sub poduri. Eu țin minte, și nu numai ei stau, stai liniștit. Stăteau mulți. Stăteau mulți sub poduri. Am avut și noi perioadele noastre când am stat. Sunt. Nu numai ei. Doar că deja nu mai pot trăi în Orient. Pentru că ai văzut că Egiptul nu vrea să primească nimic din ce înseamnă palestinian. A, sunteți cu dublă cetățenie, american, român, englez, ok, veniți. A, tu ești numai palestinian, stai acolo. Da? Să nu audă Libanul de ei. Libanul a avut mari probleme în anii 80, când toate războiul la civil a avut acolo și un chibrit palestinian. Iordania, care era cât pe ce să-și piardă regele. Iranul, nici nu vrea să audă de ei. Stați acolo, face scandal, că nu ne convine. Arabia Saudită, băști. Nici o țară din jur nu vrea să-i primească. De ce? Pentru că în porțiunea aia, și Cisjordania și Gaza, mai ales în Gaza, s-au dezvoltat niște, nu știu cum să le zic, niște tradiții ale violenței, ale răzbunării. Atâta vreme cât tu nu investești în nimic și Comisia Europeană ți-a trimis sute de milioane de euro ca să investești în infrastructură, în educație, în prosperitate. Da? Israelul până în 7 octombrie, da, le trimitea 100 de tiruri cu mâncare pe zi. Doar Israelul, fără să luăm de la ONU, de la americani, de la toate țările, au dat. Problema fundamentală că n-au cerut nimic în schimb. Au dat cumva, și aici este greșeala lumii civilizate, trebuie să spunem și asta, au dat cumva cu, dă-i mă, aruncă ceva acolo, cum știi, arunci la un câine, la tot latră, nevasta zice, bă, m-a nebunit, iei o bucată de salam și băști acolo și ăla mai tace. Asta a fost greșeala. Trebuie cerut ceva în schimb. Pentru că urmează și o Gaza care trebuie guvernată. Da? Cine va guverna Gaza? Se face un fel de ședință de aia de la ONU, da, cum este în Kosovo. Da?
Ce faci cu ei? Cum le scoți din ADN violența? Din ADN-ul cultural, să ne înțelegem bine. Nu e vorba de ADN, nu vorbim de specii aici. Ok? Cum reziști dorințelor de răzbunare? Poți reconstrui. Ce faci? Vor face noi tuneluri? Se vor înarma iarăși de la Iran, de la Hezbollah din sudul Libanului, de la Houthi ăia din vestul Yemenului? Ce o să faci cu ei? Înțelegi? Și atunci va trebui să faci un fel de, nu o să spun dictatură luminată, că nu merge, domnia legii, tată. Mă, băiete, locul tău este aici conform calificării tale. Legile sunt astea. Te-am prins. Bă, nu mă interesează că ești alb, ești negru, ești verde, ești maro. La pușcărie. Da? Doar că nu știu cine va investi în atâta ajutor social. Îți dai seama, este un popor care trăiește din ajutorul social al lumii. Doar din asta. 14% dintre palestinieni mergeau la muncă în fiecare zi în Israel. Aia 14% nu mai au unde să meargă. Înțelegi? Și baia, știi care-i? Că dacă nu mai poți să iasă ei din dilema lor, deja ne împrumută nouă dilemă din care, vorba lui Caragiale, nu mai putem ieși. Să aveți sănătate, virtute și toate rimele care vă trec prin minte la ora asta. Program disponibil pe primaplay.ro.